cabinetă acolo. Doamna, eu sunt sigur, vă spun acolo și când aceste proiecte vor fi, deci pentru aceste programe. Doamna Picioar, eu sunt un om de echipă și am venit. Vă rog frumos să respectați colegii. Domnul este secretar de stat, se ocupă cu desemnarea. Faptul că îmi dă un bilețel arată că suntem o echipă funcțională. Sigur, și eu vă rog frumos să-mi respectați colegii dacă nu mă respectați pe mine. Nu aveți niciun motiv să vă luați de domnul secretar de stat care face o treabă enormă pentru România în aceste zile, descălcind o situație foarte încurcată pe care am așteptat la dumneavoastră și la guvernul dumneavoastră. Domnul deci rog frumos să mă atacați pe mine personal, să nu mă atacați colegii. Este audierea ministrului, domnule ministru. Și da, și domnul secretar de stat mi-a dat un bilețel. De ce vă deranjează asta? Nu mă deranjează, domnule. Bun, dacă nu vă deranjează, pot să trec mai departe? Nu mergem mai departe, pentru că eu vă întreb... Deci v-ați întrebat pentru că am primit un bilețel, nu, înțeleg. Nu, asta e problema noastră cu mine, că am primit un bilețel? Domnul Ghinea, să știți că nu voi intra în jocul dumneavoastră. Nu ați vrut să veniți la această audiere și continuați așa cum ați început. Încercând să provocați, arătând lipsă de respect față de această comisie. Eu v-am întrebat punctual când se vor acredita aceste autorități ca să nu se risce... Imediat ce lăsați-mă să fiți politic, să închei fraza. Doi la mână. Când se vor acredita să nu avem riscul de a nu putea să avem acești bani de pe nedecontați pe 2016? Dumneavoastră, în răspunsul dumneavoastră, inițial mi-a spus octombrie pentru toate, după care, la insistențele mele, a spus că aveți o altă înțelegere cu Comisia pentru anumite programe pe fast track. Și v-am întrebat care sunt aceste programe, ați răspuns punctual. Am răspuns total. Nu, ați răspuns punctual pentru că nu mi-a spus ceea ce vreau să vă întreb.